Noi am început la Betania Jebel, în biserica pe care o păstoresc, un ciclu de mesaje biblice din prima epistolă către Corinteni, mesaje intitulate Biserica dincolo de aparență. De la începutul anului trecem prin epistola aceasta, încă n-am terminat-o și pentru seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt din această epistolă, de la capitolul al treilea, începând cu versetul 10, vom citi până la versetul 15, 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 10, pagina 1113, respectiv 1114. Haideți să stăm cu atenția cuvenită și cu respectul cuvenit în fața cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul al 10-lea. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, spune apostolul Pavel, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. N-am zis amin că, deși respectivul despre care spune textul aici va fi mântuit, nu doresc nimănui să fie mântuit ca prin foc. Vorba unui fost profesor din timpul facultății, o categorie din oameni acestei planete vor fi mântuiți pârliți. Adică mântuiți ca prin foc. Da, ei vor fi mântuiți, veți vedea în urma mesajului din această seară, dar noi ne dorim nu doar să fim mântuiți, să avem parte și de răsplat. Domnul să ne binecuvânteze în sensul acesta. Înainte de a predica, să îmi fie îngăduit să mă rog lui Dumnezeu, deoarece în toate și în orice vreme depindem de Stăpânul, adică de Marele Domn și Dumnezeu. Plecăm capetele și mă voi ruga. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim că ne-ai binecuvântat cu seara aceasta de duminică. Este ultima zi din luna martie și îți mulțumim că împreună cu poporul tău din Biserica Carmel din Oradea suntem adunați înaintea ta. Ne-am închinat în fața ta prin cântare în această seară, prin rugăciune, prin îndemnuri. Doamne, Tu ne-ai binecuvântat atâta de minunat. Slăvim numele Tău cel mare, numele Tău cel viu și adevărat. Simțim prezența, Doamne, în adunarea Ta și ne bucurăm de numele Tău, ne bucurăm de lucrarea Ta, Doamne, Dumnezeule. Te rugăm acum prin Evanghelia care va fi propovăduită, dăruiește, Doamne, inspirație, lasă călăuzire de sus, Doamne, să fie o seară specială pentru sufletul nostru, o seară de înviorare, o seară de conștientizare, o seară de motivare a noastră, Doamne, pentru a sluji Ție așa cum meriți, așa cum se cade, Doamne. Vrem să dăm tot ce e mai bun pentru Tine, Doamne, pentru împărăția Ta. O, binecuvântat să fie numele Tău între noi în seara aceasta. Ești Dumnezeu cel mare, Dumnezeu cel suveran, atotputernic. O, mai fă minuni, Doamne, în închinarea noastră din această seară. Înviorează-ne sufletul, Doamne. Trezește, dacă este cineva, Doamne, nevoia de a fi trezit la realitate, să fie seara trezirii, a conștientizării, a ridicării, Doamne, a iertării. O, îți mulțumim pentru prezența Ta, mulțumim pentru Duhul Tău, Doamne, care este prezent cu noi. Numai Tu ne dai putere în slăbiciunile noastre, numai Tu ne întărești, Doamne, Dumnezeule, și îți mulțumim că ești cu noi, slăvit să fie în numele Tău, glorificat să fii. În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul preaiubit, Domnul și Dumnezeul nostru, am rugat și îți mulțumesc, Tată din ceruri, că ai primit rugăciunea. Amin. Vă invit acum cu respect să vă reașezați. Versetul
Vin la dumneavoastră în această seară după o zi mai puțin fericită pentru mine din punct de vedere fizic. Le spuneam și fraților că de dimineață nu m-am simțit tocmai bine, o stare de rău destul de profundă. Conjunctura a fost de așa natură că n-am reușit să ajung nici la noi la biserică de dimineață, dar m-am rugat Domnului să mă întărească și să ajung cu bine la dumneavoastră. Și mulțumesc Domnului că m-a ajutat să-mi revin, să mă simt mult mai bine, depindem de El în toate și zic slăvit să fie numele Lui. Mă gândeam că fiecare dintre noi trecem în această viață prin momente de evaluare. Când am terminat clasa 8-a, am trecut printr-un examen de evaluare. Cei ce ați dat capacitatea știți despre ce vorbesc. Mai târziu, când am terminat clasa 12-a, din nou am trecut prin examene de evaluare la bacalaureat. La facultate, când am terminat teologia, din nou, prin procesul acesta al evaluării. Dacă e să mă refer la lucrarea de slujire, când am fost ordinat diacon, am trecut printr-un examen de evaluare. Apoi, când am fost ales și ordinat presbiter, la fel. Când am fost ales și pus în slujba de pastor, la fel. Și viața asta, a fiecăruia dintre noi, e plină de momente de evaluare. Știți că la fel e și din punct de vedere spiritual? Unul din principiile după care Dumnezeu lucrează în lumea aceasta, în lumea în care El ne-a așezat să locuim, este principiul evaluării. Există o vreme, oameni buni, când Dumnezeu evaluează lucrarea credincioșilor din biserica Lui. Deși Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de a alege, deși noi putem hotărî ceea ce facem cu viața noastră, deși Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a acționa, deși putem să facem ceea ce vrem, în ciuda acestor lucruri, ascultă-mă bine seara asta, va exista o zi a evaluării lucrării fiecăruia. Și am intitulat predica din seara aceasta în felul următor: ziua evaluării lucrării noastre. Ziua evaluării lucrării noastre. Va exista un astfel de zi și în funcție de rezultatul evaluării, unii vor primi o răsplată pentru slujirea depusă, pentru sacrificiile făcute, pentru osteneala dovedită în lucrarea lui Dumnezeu. În ziua aceea, oamenii credincioși vor fi evaluați, biserica lui Dumnezeu va fi evaluată, lucrarea Evangheliei pe acest pământ va fi evaluată, rezultatul predicării Evangheliei va fi evaluat. Există un moment al socotelilor, un moment al cântăririi lucrării fiecăruia, exact ca și cum ai pune un sac de cartofi pe un cântar, exact cum ne-am pune pe noi pe un cântar. Va fi o zi în care Dumnezeu va cântări, va evalua, va testa slujirea fiecăruia dintre noi. Moment în care Dumnezeu are tot dreptul acesta să facă această lucrare. Și pasajul nostru din această seară ne vorbește despre o zi a Domnului și de asemenea, vreau să observați, despre un foc care va descoperi lucrarea fiecăruia. Este bine de știut, încă din prima parte a predicii,
că acest mesaj este adresat de Sfântul Apostol Pavel bisericii, adică credincioșilor din biserica din Corint, adică credincioșilor din zilele noastre de astăzi. Mesajul acesta nu este adresat oamenilor de lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci credincioșilor de atunci din biserica din Corint, ci credincioșilor de astăzi. Apostolul Pavel le lasă un avertisment care nu este unul neînsemnat, ba dimpotrivă, un avertisment major cu privire la pericolul de a-și pierde răsplata. Auzi, să faci o lucrare, să slujești lui Dumnezeu, să faci parte din biserica Lui, și la finalul finalurilor să-ți pierzi răsplata. Pavel, în pasajul din această seară, nu vorbește despre lucrarea de mântuire, deși face referire și la aceasta, ci accentul apostolului cade pe lucrarea de răsplătire, nu pe cea de mântuire. Aspectul mântuirii în pasajul biblic din această seară este în plan secundar. Nu că mântuirea nu este importantă, dar la mântuire se referă în plan secundar Sfântul Apostol în această seară. Accentul principal al textului cade pe lucrarea de răsplătire. De aceea va trebui să știm că viața noastră de trăire cu Dumnezeu are două dimensiuni foarte importante. Prima dimensiune se referă la cine suntem noi în Hristos Iisus, adică la identitatea noastră spirituală. Și dacă veți citi pasajul anterior, și nu acum în timpul predicii și când mergeți acasă, veți vedea că pasajul anterior, celui citit în această seară, se referă la identitatea noastră creștină, la cine suntem noi în Hristos. Iar cea de-a doua dimensiune are de-a face cu ceea ce noi facem pentru Hristos, adică cu lucrarea noastră, cu slujirea creștină la care Sfântul Apostol face referire în textul citit între noi în seara de față. Aceasta a doua dimensiune face referire la lucrarea noastră după convertire, la slujirea noastră înaintea lui Hristos, la trăirea noastră, dacă vreți, în faptele credinței. Aici se are în vedere caracterul creștin. Aici se au în vedere faptele bune pe care noi le facem ca și copii al lui Dumnezeu. Aici se are în vedere trăirea creștină în disciplină. Aici se are în vedere rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu, postul nostru înaintea lui Dumnezeu. Aici se are în vedere dărnicia noastră. Aici se are în vedere slujirea noastră prin felurite forme de închinare. Unii slujesc într-un fel, unii au o anumită slujbă, alții alta, unii sunt chemați să cânte, alții să recite, alții să dea îndemnuri, alții să prorocească, alții să proclame Evanghelia lui Dumnezeu. Și paleta asta a slujirii este foarte largă, foarte răspândită. Alții au darul de a vizita pe cei bolnavi, de a încuraja pe cei necăjiți, pe cei aflați în depresie. Toate acestea au de a face cu slujirea creștină înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, noi ca oameni credincioși, am stat și m-am gândit, postim, ne rugăm, cântăm și noi zicem că bine facem, nu? Nu, facem bine. Predicăm Evanghelia, ajutăm săracii, dăm zeciuială la biserică și noi zicem că bine facem. Și ce? Ar putea să se ridice cineva să spună că nu facem bine? Noi așa zicem că facem bine și vom primi răsplată pentru toate aceste lucruri. Și totuși, Sfântul Pavel, omul lui Dumnezeu, zice, oameni buni, adresându-se credincioșilor din Corint, s-ar putea ca la urmă să nu fie așa și să vă fi înșelat, să nu primiți nicio răsplată.
Apostolul Pavel ne arată foarte clar că lucrarea credincioșilor lui Dumnezeu poate avea la final o răsplată, dar poate și să nu aibă. Și unii să-și piardă răsplata. Un om mântuit, zice Pavel, în versetul 15, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit ca prin foc. Adică mântuit pe baza relației lui cu Dumnezeu, mântuit în urma identității sale spirituale, de copil al lui Dumnezeu, mântuit în urma credinței aceluia în Domnul Iisus Hristos, însă răsplătit sau nu, în funcție de lucrarea făcută înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Pavel nu spune că omul care își pierde răsplata, ceva foarte interesant aici, nu spune că un asemenea om a fost leneș din punct de vedere spiritual sau inactiv. Că el a stat, Domnule, toată viața lui așa, a venit pe la biserică, a dat din când în când, câteodată mai rar, câteodată mai des, a pur și simplu n-a făcut nimic. Nu asta spune Pavel. Din contră, acest om a lucrat pentru Dumnezeu, zice Sfântul Pavel. A avut lucrarea lui în ocorul lui Dumnezeu. Pavel zice, dacă, versetul 15, lucrarea lui, rețineți, lucrarea lui va fi arsă. Își va pierde răsplata. Omul acesta nu se înfățișează la judecată în ziua aceea fără nicio lucrare, fără nicio implicare, fără niciun fel de slujire. El n-a fost leneș sau inactiv în lucrarea lui Dumnezeu. Omul acesta, din contră, a lucrat pentru Dumnezeu. Și cu toate acestea, când lucrarea lui va fi trecută prin foc, zice Pavel că își va pierde răsplata. Oare care a fost motiv? Care o fi motivul de unii auziți care lucrează pentru Dumnezeu, slujesc lui Dumnezeu, deși vor fi mântuiți ca prin foc, la final își vor pierde totuși răsplata. Care o fi motivul? Apostolul Pavel ne arată foarte clar că la proba focului, în ziua Domnului, este avută în vedere, și vreau să rețineți aspectul acesta, calitatea lucrării noastre și nu atât de mult forma sau dimensiunea lucrării, nu cât de mult am cântat, nu cât de mult am predicat, nu cât de mult am recitat, nu cât de multe dărnici am făcut, ci substanța lucrării noastre, calitatea lucrării noastre va conta în ziua aceea. Iată ce spune Pavel în versetele 11 și 12, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, auziți, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, întrebarea banală este următoarea: pe ce sunt clădite toate aceste materiale care reprezintă lucrarea creștină? Pe Hristos. Întrebare: toate? Și fânul și trestea? Și lemnul? Toate acestea sunt zidite pe aceeași temelie, pe Hristos? Răspunsul care este? Toate! Absolut toate! Înseamnă că este vorba aici de slujirea celor mântuiți, care ca substanță e reprezentată prin două tipuri de materiale. Mai întâi, materialele de valoare care dăinuie, care rezistă. Și anume, aurul, argintul și pietre scumpe. Și există materiale de valoare mai mică și care sunt perisabile. Vă pun doar o întrebare. Dacă pui lemnul în foc, ce se întâmplă cu el? Arde. Și ce rămâne după?
Dar dacă pui aurul în foc, ce se întâmplă? Adun cenușe după ce ai pus aurul în foc. E o mică mare diferență, nu-i așa? Lucrarea fiecăruia va fi testată în ziua aceea, ne spune Apostolul Pavel, la proba focului, și acest test va dezvălui calitatea lucrării fiecăruia dintre noi. Și aici se ridică o întrebare. Oare aurul despre care vorbește Pavel, oare argintul, oare pietrele scumpe reprezintă faptele neprienite ale sfinților, iar lemnul, trestea și vânul să aibă în vedere oare Sfântul Apostol când scrie păcatele credincioșilor, slăbiciunile lor, greșelile, oare la asta s-o fi referită Apostolul Pavel? Răspunsul știți care e? Un categoric nu. Aici nu este vorba de păcat. Atât aurul cât și lemnul, atât argintul cât și trestea, atât pietrele scumpe cât și fânul reprezintă deopotrivă slujirea creștină. Și vă dau trei argumente semnificative în privința aceasta. Cum că nu-i vorba de păcat la mijloc în textul nostru. Primul argument, toate aceste materiale, indiferent de calitatea lor, sunt zidite, sunt clădite pe aceeași temelie, adică pe Hristos Domnul. Casa e tot casă, că e zidită din aur sau din trestie, doar că e de calitate diferită. Dar e pe aceeași temelie, zice Pavel, pe Hristos. Al doilea argument, contextul pasajului sublinează evident faptul că e vorba de slujirea creștină și nu despre altceva. Cineva, zice Pavel, seamănă, altcineva udă, cineva pune temelia, altcineva ce face? Clădește deasupra. Acest mesaj nu e adresat oamenilor de lume, repet încă o dată în această seară, ci bisericii Domnului Iisus Hristos, credincioșilor Domnului. Contextul este cât se poate de clar, unul despre slujirea creștină, despre lucrarea ce o fac credincioșii lui Dumnezeu. Iar al treilea argument, că nu e vorba de păcat la mijloc în textul nostru, e argumentul lui Pavel din versetul 15, unde ne spune că despre omul acela va fi mântuit în ziua aceea. Da, e adevărat, chiar prin foc, dar va fi mântuit. Singurul aspect mai puțin fericit e că își va pierde răsplata. Întrebarea logică este atunci, dacă lemnul, fânul și trestia care s-au mistuit în foc ar fi păcate, de ce ne spune Sfântul Pavel atunci cu un astfel de om în ziua aceea va fi mântuit? Pentru că noi știm, citind Scriptura, că cine trăiește în păcat va fi sau nu va fi mântuit. Păi de ce a venit Domnul Iisus Hristos să moară pe crucea Golgotei? Ca să ne mântuiască, de ce anume? Din păcatele noastre. Păi și dacă cineva își permite să trăiască în păcat, va fi un astfel de om mântuit? Nici vorbă! Iată, dragul meu! Aceste materiale menționate în textul nostru nu fac referire la trăirea omului în păcat, ci la slujirea creștină, la lucrarea noastră a fiecăruia în Hristos. Lucrare care într-o bună zi va fi evaluată. Și în ziua aceea slujirea noastră poate fi vrednică de răsplată, zice Pavel în urma testului final. Sau lucrarea noastră poate fi mistuită în foc și ne vom pierde răsplata. Să vă dau niște exemple practice ca să înțelegeți mai bine mesajul textului din această seară. Să zicem într-o biserică unde e un cor de vreo 40 de persoane sau o fanfară de vreo 30 de persoane. Toate acele persoane, în același moment, cântă aceeași cântare, același mesaj a cântării,
din corul acela de 40 de persoane sau din fanfara aceea de 30 de persoane, unul poate să aducă aur, altcineva trestie, altcineva fân, altcineva argint. Aceeași formație cântă în același timp, aceeași cântare și totuși cineva poate să aducă aur și altcineva trestie. Cineva argint și altcineva fân. Sau să vă dau un alt exemplu. Dintr-un grup care cântă în față, 5 persoane, 7 persoane, mai multe sau mai puține. Cineva poate să aducă o slujire înaintea lui Dumnezeu care să fie considerată o slujire de aur. Și slujirea altcuiva când va fi evaluată de Dumnezeu la tot puternic și suveran, slujirea aceea să fie slujire de trestie, fân. Înțelegeți la ce se referă Pavel în textul nostru? Și o să vă dau un alt exemplu. Mai multe persoane țin o predică din același text biblic. Unul aduce o învățătură sănătoasă, o învățătură de calitate, o învățătură scripturală, adevărul necesar a cuvântului Dumnezeu, iar altul din același text aduce fân, aduce trestie. Înțelegeți care este ideea lui Pavel, apostolului, în textul nostru? Și atunci întrebarea este în această seară, cum trebuie să facem noi lucrarea lui Dumnezeu? Cum ar trebui să slujim noi lui Dumnezeu ca în cele din urmă, la final, să primim o răsplată? La ce trebuie oare să fim atenți? Pe ce anume trebuie să ne focusăm? Înspre ce anume ar trebui să fim atenți când facem lucrarea lui Dumnezeu? Și primul adevăr ce vreau să subliniez în seara aceasta este acesta. Temelia slujirii noastre să fie întotdeauna Hristos. Întotdeauna. Fără nicio excepție. Hristos, în ziua de apoi, la proba focului, va rămâne în picioare doar binele făcut în baza credinței în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, oamenii, m-am tot gândit la ideea aceasta, oamenii zilelor noastre pot să facă mult bine, dar nu numele Domnului Iisus Hristos, ci numele lor. Există atâtea acte de caritate astăzi, atâtea acte de filantropie. Unii fac bine numele lor propriu, alții în numele unei companii. Dacă se mai dă și la radio, se filmează, se transmite la televiziune sau în media, cu atât mai mult. Însă nu în credința, în Hristos Iisus. Ceea ce rămâne în picioare la proba focului, oameni buni, în ziua aceea, este doar lucrarea făcută pe baza credinței în Hristos Iisus. Punct! Oameni buni, frații mei, surorile mele, noi nu avem nevoie de jertfa lui Hristos Iisus doar pentru a ne fi iertate păcatele și pentru a fi izbăviți de ele, ci noi avem nevoie de jertfa lui Hristos și pentru a rămâne în picioare faptele bune pe care noi le facem și slujirea ce noi o depunem înaintea lui Dumnezeu. La fel cum prin credință ne-am bizuit pe Hristos pentru a fi spălați de păcatele noastre, pentru a fi izbăviți de ele și pentru a ne fi sufletul mântuit. Tot la fel. Trebuie să ne bizuim pe Hristos. Și atunci când facem o faptă bună, și atunci când slujim lui Dumnezeu, fie aici în biserică, fie într-un alt context, tot la fel trebuie să procedăm. Pentru ca lucrarea noastră, la finalul alergării pe acest pământ, să aibă o răsplată. Cum trebuie să facem noi slujirea înaintea lui Dumnezeu? Cum trebuie să fie lucrarea noastră ca la final să primim o răsplată? În primul rând, slujirea noastră trebuie să fie așezată întotdeauna pe temelia care este Hristos Domnul. În al doilea rând, vă rog să rețineți următorul adevăr foarte important
despre care Pavel vorbește aici. Accentul lucrării noastre trebuie să cadă pe conținut și nu pe formă. Accentul slujirii noastre, a lucrării ce noi o facem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să cadă pe conținut și nu pe formă. Pavel spune, oameni buni, credincioșilor din Corint, e important ce se clădește deasupra. E important dacă e aur, e important dacă e argint, e important dacă sunt pietre scumpe. Pavel zice, da, poate să fie fân, poate să fie trestie, poate să fie lemn. Toate acestea, tot ce se clădește deasupra este important. Dar, zice Pavel, mai important decât atât, este cum se clădește deasupra. Nu doar ce se clătește, ci cum se clătește deasupra. Adică da, e important ce fac pentru Dumnezeu. Cânt, recit, fac o binefacere, predic Evanghelia, depun o mărturie în fața bisericii sau în fața colegilor la locul de muncă sau la școală, ajut un bolnav, îl vizitez acasă, îl vizitez la spital, ajut un orfan, o văduvă. E important ceea ce fac pentru Dumnezeu. Pavel zice, însă, nu e important doar ceea ce faci, ci important e și cum faci lucrarea lui Dumnezeu. Iată de ce zice Pavel în versetul 10, partea B. Fiecare să ia seamă. Ce înseamnă să ia seamă? Să fie atent. Să fie vigilent. Cum? Rețineți cuvântul acesta. Cum clădește deasupra? Întrebarea e, cum fac eu lucrarea lui Dumnezeu? Da, frate Iosif, ce faci tu pentru Dumnezeu? Păi predic Evanghelia. Ce faci pentru Dumnezeu? Păi fac, ajut oamenii sărați. Păi ce faci pentru Dumnezeu? Mă duc în vizită la bolnav și mă rog pentru ei și îi încurajez. Și ce faci pentru Dumnezeu? Și pot să dau o grămadă de exemple. Dar întrebarea nu e doar ce fac pentru Dumnezeu, ci întrebarea e cum fac ceea ce fac. Că Pavel zice, fiecare să ia seama cum, nu doar la ce, nu doar la ce faci, ci la cum faci. Adică fac tot ce ține de mine pentru a cânta calitativ, nu doar pentru a cânta. Fac tot ce ține de mine pentru a recita de calitate, nu doar pentru a prezenta vers. Fac tot ce ține de mine pentru a aduce o învățătură de calitate profundă și adevărat, nu doar pentru a spune niște vorbe. Vorba lui Spurgeon, marele predicator, om al lui Dumnezeu, care a zis la un moment dat că sunt două feluri de predicatori. Unii care spun ceva de la învonul bisericii și alții care au ceva de spus. Mare diferență între a umple timpul cu a spune ceva sau a avea ceva de spus conform cu adevărul învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea asta ar trebui să mi-o pun în această seară. Cum fac eu lucrarea lui Dumnezeu? Vedeți, uneori suntem obosiți, alteori suntem slabi în trup, ne doare capul, ne doare stomacul, tremurăm uneori, abia stăm pe picioare, dar trebuie să facem tot ce ține de noi ca să facem lucrarea lui Dumnezeu așa cum trebuie. La întrebarea cum fac lucrarea Domnului, cred că nu doar calitatea este importantă, ci și motivația. De ce anume slujesc eu lui Dumnezeu? Ce mă motivează să fac lucrarea Lui? Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos zicea la un moment dat că în vremea Lui unii făceau milostenie să fie văzuți de oameni. Alții se rugau pe unde? În piețe, în văzul tuturor. Alții posteau ca să știe ceilalți că ei postesc. Știți ce zice Domnul la Matei capitolul 6? Vă spun că și-au pierdut răsplata. Dați-mi voie să vă spun că orice faptă bună, izvorâtă din motivații greșite, din motivații false, în ziua aceea,
își va pierde răsplata. Prin urmare, lucrarea noastră va rămâne în picioare doar dacă izvoraște dintr-o motivație curată, adică din credință, din smerenie și întotdeauna să vizeze slăvirea Marelui nostru Dumnezeu. Altfel, este degeaba. Dragul meu, eu te întreb în seara asta, când dumneata sau tu, tinere, faci lucrarea lui Dumnezeu, la ce ești atent? La conținut sau la formă? Te agăți foarte tare de formă și ești preocupat ca forma să fie extraordinară? Hai să vă dau un exemplu. Undeva într-o biserică, cineva s-a ridicat la un moment dat și a zis, zice, rog frații de la media, zice, să dea volum un pic când se cântă mai încet, zice, preata. În aceeași biserică, la aceeași slujbă, se ridică un alt om, mai în vârstă, frate de credință, și zice, fraților, voi care predicați Evanghelia, să vorbiți un pic mai tare, zice, că noi, cei mai în vârstă, abia vă înțelegem ce vorbiți. Acea slujbă, pentru unul era prea tare muzica, pentru celălalt predicatorul vorbea prea încet. Frate, dar de ce se predică de la amvon sau de ce se predică din fața amvonului? De ce așa? De ce pe dincolo? De ce, nu știu cum, oameni buni, zice Sfântul Pavel în această seară, dacă vrem la finalul alergării, pentru slujirea noastră, pentru lucrarea făcută, pentru faptele bune, să primim o răsplată, accentul lucrării noastre să cadă pe conținut, nu pe formă. Asta nu înseamnă că forma nu e importantă, o scoatem din cald. Dar bag seama că e tot mai multă formă și tot mai puțin conținut. E ca Adidas și aia cei din piață, de nu știu unde, strălucesc, domnule, pe din afară și ce calitate. Și după ce ai purtat 2 săptămâni, forma de multe ori aduce cu sine așa o aparență, o împachetare frumoasă a lucrurilor și conținutul găunos, ca să nu mă exprim altfel. Dacă vrem la finalul slujirii noastre, când ne va evalua Dumnezeu lucrarea, să ne dea o răsplată, zice Sfântul Pavel în seara asta, ai grijă la temelie. Nu pune tu temelia ta sau altor oameni. Lasă temelia să fie Hristos a slujirii tale. Și apoi, în timp ce clădești pe temelia aceea, fii atent, fii concentrat, fii focusat pe conținut. Nu doar pe formă. Și în ultimul rând, cum trebuie să facem noi lucrarea înaintea lui Dumnezeu? Slujirea la care suntem chemați, ca la final să primim o răsplată. Știți cum trebuie să facem lucrarea aceasta? Trebuie să o facem conștienți că va fi o zi a socotelilor. O zi când fiecare dintre noi, că vrem sau că nu vrem, ne vom întâlni cu ceea ce va fi real. Vom da socoteală pentru slujirea ce am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel în versetul 13. Lucrarea fiecăruia, că te cheamă Ioan, Gheorghe, Vasile, Iosif, Marian, Maria, Elena, Ioana, Ionela, indiferent de nume, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscută, ci că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Sfântul Pavel prezintă aici 3 lucruri despre ziua socotelilor. În primul rând, zice Pavel, să țineți minte, ziua aceasta a socotelilor este o certitudine. Aici nu e, oare o fi? Oare are dreptate Pavel? Oare nu cumva s-a înșelat apostolul?
Oare nu putem pune un semn de întrebare? Pavel zice, ziua socotelilor este credincioși din Corint, credincioși de la Carmel Oradea, o certitudine. Doi, ziua socotelilor va dovedi calitatea lucrării noastre. Atunci se va vedea cu ce motivație am slujit. Și dacă am făcut lucrarea lui Dumnezeu de calitate, dacă am dat tot ce e mai bun pentru Domnul. Dumneavoastră, vă uitați la mine în seara asta, eu mă uit la dumneavoastră. Ce, pot să știu eu motivația slujirii dumneavoastră sau dumneavoastră motivația slujirii mele? Eu pot să am o evaluare subiectivă, să zic, mă, tinerii care au cântat în seara asta, au dat tot ce e mai bun. S-au apropiat de 10. O cântat extraordinar. Dumneavoastră puteți să-mi evaluați predica, dar cel ce face evaluarea cea mai obiectivă, cea mai sinceră, în ziua aceea este Domnul Dumnezeu. El ne cunoaște motivația și El cunoaște și calitatea lucrării, a slujirii noastre. Apoi știți ce zice Pavel despre ziua socotelilor? Ia, ziua aceea va face marea diferență între cei ce vor primi o răsplată pe lângă mântuire și cei ce își vor pierde răsplată. Da, unii vor fi mântuiți, cum ziceam, ca prin foc, dar răsplata lor va fi pierdută. Întrebarea e, în ziua aceea, tu și cu mine, noi doi, în care categorie vom fi? A celor care primesc o răsplată sau de partea celorlalți care o pierd? Care se vor trezi fără răsplată? Atunci va conta nu doar cui am slujit. Da, frate, am slujit lui Dumnezeu o viață întreagă. Da, soră dragă, deci m-am implicat, m-am ostenit, numai eu știu, am făcut pentru lucrarea lui Dumnezeu și am slujit lui Dumnezeu. Important nu e doar cui ai slujit. Important e și cum l-ai slujit pe acela căruia ai slujit. Adică pe Dumnezeu. Și nu doar cum ai slujit, ci important e și de ce anume. Adică ce motivație a stat în spatele slujirii noastre. Totul va fi la vedere în ziua aceea, să știți. Îmi permit să folosesc un termen pământesc. În ziua aceea se va desecretiza tot. Absolut tot. Și totul va fi la vedere. Și se va ști și va fi prea târziu să îndrăznești, să zici, Doamne, nu mai îmi dai un timp de har, măcar un răgaz, să întreb și eu lucrurile. Să schimb și eu situația. Realitatea e că va fi o astfel de zi când Dumnezeu ne va evalua lucrarea și întrebarea e, cum ne va prinde ziua aceea? Va rămâne în picioare lucrarea noastră? La proba focului și va zice Dumnezeu, bun rob, credincios, a adus roadă, mi-ai slujit sincer, mi-ai slujit de calitate, ai dat tot ce a fost mai bun pentru lucrarea mea. Uită, pe lângă mântuire, care este prin har și prin credință, primești și o răsplată în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai parte de răsplată, să nu uiți aceste trei mari adevăruri. Sunt foarte importante. Primul, temelia slujirii tale să fie întotdeauna Hristos Domnul. Doi, accentul lucrarea de slujire să-l pui întotdeauna pe conținut, nu pe formă. Și trei, în timp ce faci lucrarea lui Dumnezeu, să fii conștient că va exista o zi a socotelilor. Dumneavoastră credeți
că ce-am predicat în seara asta e așa? Și că n-am predicat de la mine, ci am predicat din cartea aceasta lui Dumnezeu, din Sfânta Biblie, ce a spus Sfântul Apostol Pavel? Dacă credeți că e adevărat, dacă mesajul lui Dumnezeu v-a vorbit în seara asta, haideți să facem o rugăciune acum la final. Și după rugăciunea aceasta, mi-ar plăcea dacă tineri ar pregăti o cântare în direcția mesajului din seara asta. Să și cântăm după rugăciune. Dar înainte să ne rugăm, Doamne, ai pus în fiecare dintre noi daruri, talente, abilități. Ne-ai chemat să facem slujirea înaintea Ta. Doamne, ne-ai chemat să dăm tot ce-i mai bun. Ne-ai chemat să ne ostenim, să facem sacrificii. Doamne, nu vrem să ne ostenim în zadar. Și când se trage linia finală, la finalul istoriei vieții noastre, și ne vei evalua lucrarea, să ne trezim în pagubă, fără nicio răsplată. Și să zicem, păi s-a meritat să ostenim, să trudim, să alergăm. Și Dumnezeu ne va zice, păi nu eu sunt de vină, ci voi. Păi, motivația voastră n-a fost sinceră, n-a fost corectă. Dedicarea voastră n-a fost una exemplară. Nu ați pus accentul pe ceea ce trebuia, adică pe conținut. V-ați focalizat numai și numai pe formă, 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 formă. N-ați văzut marile scandaluri și certuri și probleme. Toate ori pornit de la lucruri mărunte, de la formă. De ce cu cravată, de ce fără? Să știți că nu cravata mă face mai sfânt sau mai nesfânt. Și nici viceversa. Și noi avem respect unul față de celălalt și o predic de multe ori fără cravată, alte ori port. Nu faptul că cineva are verigheta ca semn al căsătoriei și altcineva nu. Că o biserică începe slujba la orele 18 și alta la orele 17 după amiază. Că unii au plasme în biserică pe care se pun cântările, versetele din Biblie și alții nu. Că în unele biserici se cântă la instrumente și în altele, că scandalul mare de la formă, nu se cântă la niciun instrument, nici la orgă, nici la acordeon. Încă avem astfel de biserici în țara noastră. Și de la forma asta, multe discuții și probleme. Și Sfântul Pavel zice, mă, oameni buni, e ceva mai important decât formă. E conținutul. Adică ceea ce faci, dar nu doar făcând. Și cum faci? Cu ce motivație? Și cu ce calitate? Înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, astea toate împletite cu o viață curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm în sensul acesta în seara asta. Doamne, dă-ne înțelepciune. Dă-ne o determinare sfântă. Să fim consacrați. Să facem cu pasiune lucrarea Ta. Cu devotament, cu o motivație sinceră, cu o motivație corectă, doar numele Tău să fie onorat și înălțat prin slujirea noastră și prin ceea ce face în biserica Ta să primească zidire. Și la final, Doamne, când ne vei mântui sufletul și vom intra în mântuirea deplină, să primim și răsplată. Doamne, ajută-ne!